Radu Tudor prezint un documentar de excepție, cum au distrus Terorisis unora simbol al cretinismului și l-au asasinat pe arheologul Khaled al-Assad. Jurnalistul Radu Tudor a prezentat în cadrul emisiunii Punctul de Întâlnire, de la Antena 3, un documentar de excepție realizat de NATO, despre oraul antic Palmyra, din Siria, ora care conține dovezi ale cretinismului timpuriu, dar care a fost distrus de terorii ISIS. Înainte de a distruge oraul, teroriții l-au ucis pe omul de tine Khaled al-Assad, un arheologul sirian, care i-a dedicat întreaga carieră oraului antic Palmyra. Un documentar excepțional al NATO, cu asasinarea unui mare om de tin, un om care avea grijă de oraul antic Palmyra, cel construit de romani acum 2000 de ani, cel care urme inclusiv ale debutului cretinismului în acea parte de lume. Oraul Palmyra a fost distrus de terorii ISIS, dar toată povestea a început cu decapitarea acestui om de tin care avea grijă de acest ora, a explicat Radu Tudor, în prezentarea documentarului. Omul de tin este Khaled al-Assad, un arheolog sirian, care i-a dedicat întreaga carieră oraului antic Palmyra. El a fost ucis de terorii ISIS în anul 2015, la vârsta de 83 de ani. Palmyra a fost un oraș antic situat într-o azi cu două izvoare, pe drumul caravanelor dintre Damasc, 215 km, Eufrat, 120 km, în deertul sirian. Lângă ruinele oraului antic, la circa 500 de metri, se găsește oraul sirian Tadmur. Palmyra era în secolul 1 de punct HR. Sub stăpânire roman. Împăratul roman Caracalla, 188-211, a ridicat oraul la rangul de colonie roman. Oraul cunoaște o perioadă de înflorire mulumit lecturilor comerciale cu drumul Metesii. Oraul sufer pagube materiale prin conflictul militar dintre romanii și sasanizi, peri, în anul 260, chiar împăratul roman Valerian Cez, în mâinile perilor.